Azi ne răsfățăm cu un delicios New York cheesecake, fin și fructat, varianta fără coacere că este totuși vară și murim de cald. Să începem! Ingredientele le găsiți detaliate în descriere și în linkul din stânga videoului sus. Apăsați pe acel i care apare. Începem prin a pune la topit 100 de grame de unt. Când e gata, îl punem deoparte să se recorească puțin. Avem 300 de grame de biscuiți pe care îi zdrobesc într-o pungă cu zip. Mi se pare mai ușor și mai curat așa. Normal, putem folosi și un blender sau o mașină de tocat carne, curată bineînțeles. Dacă folosiți o pungă cu zip ca mine, nu uitați să eliminați aerul din pungă înainte de a sigila. Punga umflată cu aer plan ne împiedică să lucrăm. Putem folosi biscuiți digestivi, biscuiți normali sau cu cacao, i-am adăugat treptat și i-am zdrobit rulând făcălețul peste ei. Îi amestecăm apoi cu o linguriță de scorțișoară putră, 50 de grame de zahăr, le amestecăm puțin, apoi turnăm untul pe care l-am topit în prealabil și l-am lăsat puțin să se răcească. Am mutat totul într-un bol mai mare ca să am spațiu să mă desfășor și am început să amestec pentru omogenizare. Scuzați, eu prefer să folosesc mâinile. Pur și simplu așa simt cum trebuie dacă am textura potrivită, adică cea de nisip ud. Când îl strâng în palme, compoziția să-și păstreze forma. Tocmai ca nisipul ud de pe plajă cu care facem castele de nisip. Pentru a așeza blatul, folosesc o formă de tort cu margini detașabile. La bază am pus o foaie de cop decupată fix pe dimensiune ca să izolez blatul de suprafața tăvii și să fie mai ușor de manevrat interior. Am împrăștiat jumătate din cantitatea de biscuiți și am presat tare ca să nivelez. Puteți folosi pentru asta mâinile sau baza unui pahar ceva mai drept. Eu am folosit zdrobitorul de cartofi. Restul de biscuiți îi modelăm cu degetele pe marginea tăvii, apăsând cât mai tare să se compacteze. Normal, aceste margini nu sunt obligatorii. Puteți foarte bine să aveți doar o bază de biscuiți, ca în această imagine a mea cu cheesecake-ul publicat pe blog. Acoperim ermetic cu o folie și punem la frigider. Pentru cremă avem nevoie de 10 grame gelatină înmuiată în 100 ml apă, topită apoi pe bain-marie. O puteți topi și direct pe foc, dar trebuie să aveți mare grijă să nu dea în clocot, pentru că în momentul acela își pierde capacitatea de închegare. Și iată cum granulele de gelatină s-au topit. Într-un bol curat cu margini înalte, turnăm smântâna 30% grăsime și o mixăm circa 3 minute până se transformă în frișcă. Acoperim cu folie și o punem la frigider până avem nevoie de ea. Într-un alt bol, mixăm crema mascarpone să se înmoaie puțin, turnăm treptat gelatina topită și răcită, 150 grame zahăr, un strop de sare, mai adăugăm 200 grame smântână, 25% grăsime, pe care o amestecăm în mascarpone cu ajutorul unei spatule. Să nu uităm de esența de vanilie. Iar la final adăugăm și frișca bătută, pe care o globăm cu mișcări ușoare în restul compoziției. Scoatem platul de biscuiți de la frigider, înlăturăm folia alimentară și turnăm peste blat compoziția de mascarpone cu frișcă și smântână. Nivelăm cu grijă suprafața cremei, acoperim cu folie și băgăm din nou la frigider minim 4 ore. Atât are nevoie gelatina ca să se închege. Dacă aveți răbdare să o țineți peste noapte, ar fi și mai bine. Între timp, putem face un sirop. Amestecăm până începe să fiarbă și fructele își lasă sucul și continuă să fierbe până sucul se îngroașă ușor. Sosul de fructe astfel obținut se poate strecura sau nu, după dorință, dar îl vom turna peste felia de cheesecake doar înainte de servire. Un mic pont la decorare. Dacă vreți să puneți fructe crude, cum pun eu acum, e mult mai indicat să feliați întâi cheesecake-ul și abia apoi să presărați fructele, asta pentru că textura cremei este una foarte fină și aerată,
iar fructele s-ar putea scufunda în cremă odată cu cuțitul, stricând puțin din aspectul impecabil. Și un ultim pont, apropo de aspectul impecabil, pentru ca felurile de cheesecake să fie cât mai trepte și netede, tăiați-le folosind un cuțit curat, trecut prin apă fierbinte, înainte de fiecare tăiere. Acum suntem gata de savurat bunătatea. Nu înainte de a vă abona și apăsa pe clopoțel, lăsați și un comentariu să mai schimbăm o părere. Și neapărat să veniți cu o părere după ce încercați rețeta. O zi minunată și rodnică vă doresc! Bye, bye!